Baroul Vâlcea, în parteneriat instituțional cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, derulează proiectul național Fii avocat în școala ta. Scopul proiectului este de a sprijini tinerii pentru ca aceștia să poată reacționa adecvat la problemele generației lor. Proiectul Fii avocat în școala ta este inițiat de către Uniunea Națională a Barolor din România și de către Baroul Vâlcea, reprezentând un proiect de responsabilitate socială. Având în vedere societatea românească și prin ceea ce trece societatea în ziua de astăzi, am apreciat că elevii trebuie să fie informați corect și să ia decizii corecte și asumate. Este unul din proiectele frumoase derulate de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea în colaborare cu Baroul Vâlcea. Vreau să le mulțumesc colegilor de la Baroul Vâlcea pentru că au venit cu această inițiativă. Inițiativă care constă în participarea unor persoane specializate, a unor avocați mai precis, în școlile din județ, la orele de dirigenție, în care să discute despre teme juridice, teme financiare, teme de educație. Acest proiect mi s-a părut că e foarte interesant și de folos pentru viitorul țării noastre, pentru copiii noștri care vor ajunge mai devreme sau mai târziu să conducă această țară și e important să cunoască procesele legislative și cam ce înseamnă lege și dreptate într-un stat de drept cum este România. Este important ca, explicând tinerilor situații de viață care îi preocupă prin prisma normelor de drept, a consecințelor juridice, să poată lua decizii informate în plan personal și profesional, precum și să acționeze într-o manieră angajată și pozitivă în societate. Proiectul Fii avocat în școala ta este structurat pe 5 teme de interes pentru elevi de gimnaziu și liceu. Avem 5 teme mari. Prima temă reprezintă un mic ghid de orientare profesională, cea de-a doua temă, ce înseamnă să fii liber, libertatea mea se termină unde începe libertatea ta, iar celelalte trei teme sunt fie cul fără să fii penal și aici avem infracțiuni de ordin sexual, infracțiuni informatice, infracțiuni care țin de patrimoniu și infracțiuni care țin de consumul și traficul de droguri. La orele de dirigenție, un număr de 33 de avocați voluntari din Baroul Vâlcea desfășoară activități de educație juridică în 20 de școli gimnaziale și licee din Râmnicu Vâlcea, precum și din Drăgășani, Brezoi, Călimănești și Horezu. Silviu Ureche, unul dintre avocații voluntari ai acestui proiect, a avut deja întâlniri cu elevii de la școala gimnazială Anton Pan. Sunt în a doua săptămână de lucru, să zic așa. Am predat două teme până acum. Copiii s-au arătat foarte interesați. Dreptul pentru ei este foarte aplicat. Nu are noțiuni atât de abstracte, dacă știi să le explici cum sunt anumite materii sau anumite instituții care pot fi greu de abordat pentru copii. Dar dacă reușești să te apleci la nivelul lor și eu având un copil chiar în clasa 7-a, am putut să exersez cumva pe el și am reușit să-i fac să înțeleagă cât de cât în aceste două teme ce înseamnă lege, ce înseamnă libertate, care sunt categoriile profesionale care se implică în actul de justiție și am mai vorbit cu ocazia celei de-a doua teme de fenomenul de bullying, care este foarte prezent, din păcate, în școlile noastre. Ecourile primelor întâlniri cu avocații au fost dintre cele mai bune. Elevii au fost foarte interesați de noua materie, au pus întrebări și își mai doresc astfel de ore de educație juridică. Mulți s-au regăsit în ipotezele și în scenariile prezentate acolo, însă au fost foarte curioși, au pus foarte multe întrebări, le-a plăcut foarte mult, mereu mă întrebau când mai vin. Și poate nu numai că îi scap de alte ore, poate că și din cauza că sunt chiar interesați de ce discutăm noi acolo. De asemenea, doamna director s-a arătat foarte plăcut impresionată de impactul pe care l-a avut acest proiect în școală și mi-a spus că, în opinia dumneavoastră, ar trebui repetat an de an acest proiect. Se pare că elevii sunt extrem de interesați de aceste ore, cu niște teme pe care eu le consider atractive. Fii avocat în școala ta, ghid de orientare profesională, ce înseamnă să fii liber, libertatea mea se termină unde începe libertatea ta, fii cool fără să fii penal. Sunt întrebări din partea elevilor, sunt lecții interactive în primul rând, iar răspunsurile vin de la persoane specializate. Sper că acest proiect să aibă ecou în rândul adolescenților și să-l
continuăm și în perioada următoare, în anii școlari următori. Pe parcursul acestui proiect ne dorim să prezentăm acest proiect în cadrul cât mai multor școli, să lărgim paleta de teme, astfel încât cât mai mulți elevi să fie informați și să ia decizii asumate. Societatea românească este într-o continuă schimbare, astfel încât orele de educație juridică vor fi un adevărat plus în formarea elevilor ca adulți responsabili.